În urmă cu o lună, spitalul de campanie de la Otopeni a fost modernizat. Cele mai multe corturi au fost înlocuite cu containere. În toată această perioadă, secția de boli contagioase a internat în jur de 300 de pacienți cu COVID-19, din care 240 au fost deja externați. A crescut numărul de forme moderate și grave și severe în ultima perioadă. În prezent, în spital sunt tratați în jur de 80 de bolnavi de COVID-19. 19 dintre aceștia sunt în stare gravă internați în secția ATI. Medicii și asistentele de aici se așteaptă la un volum de muncă și mai mare de acum înainte. Cred că va crește numărul de cazuri. Odată cu începerea școlilor, cu redeschiderea restaurantelor, a cinematografelor, va veni sezonul rece cu virusurile de iarnă, circulația acestora va fi mult mai mare și atunci cu siguranță vom avea mai multe cazuri. Spitalul funcționează de aproximativ 5 luni. Aici lucrează în ture medici, asistente și brancardieri de la Spitalul Militar Central din Capitală. Spitalul de campanie de la Otopeni mai are 16 corturi și acestea vor fi schimbate cu containere. Lucrările se vor termina cel mai probabil în această toamnă. De la Otopeni pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Romeo Stancu.